Dragi prieteni, vremea va fi din ce în ce mai caldă, mai ales în partea de est. La mulți ani încă o dată, la mulți ani 2011 fericit, plin de satisfacții și plin de glume bune. La Coppels am petrecut noaptea dintre ani cu vreo 50 de oameni și a fost foarte, foarte bine. Am stat cu majoritatea oamenilor până pe la 4 dimineața, după care ne-am lansat într-o sesiune de karaoke, așa, pur le conesor, până spre 6, după care am început să sunăm după taxiuri, bineînțeles că am mai stat până hăhăt ca să ne putem mișca de aici. Am început anul în forță, am început anul cu noutăți pe copolovici.ro de data asta, pentru că am zis eu așa în mintea mea, ok, ar trebui să fac un site pentru Coppels, pentru restaurantul meu, și totuși nu este el o prelungire a ceea ce fac eu în ultimii ani. Și atunci am separat lucrurile și promit că de acum înainte pe copolovici.ro nu voi scrie decât despre restaurantul Coppels, păstrând spațiul de aici, de pe prânzul din caserolă, pentru sugestii culinare și treburi foarte gustoase. Treburi foarte gustoase vor fi și pe copolovici.ro, dar dacă dați o tură pe acolo, veți vedea că deja am început să modific secțiunile, am început să vă dau detalii din ce în ce mai interesante despre ce facem și cum facem la Coppels Restaurant. Am mai început ceva. Stai așa, Inhas, stai așa. Sunt aici. Props! Am început o campanie care se cheamă Mănânc doar pentru tine, mănânc. Ce facem cu chestia asta? În luna ianuarie, până pe 31, oricine vine la Coppels Restaurant, pe sirenelor 87, da? Și face consumație de minimum 100 de lei, primește un astfel de cupon pe care poate să-l facă foarte ușor cadou oricui dorește sau pe care și-l poate face singur cadou pentru următoarea vizită la Coppels. Cuponul înseamnă 20% reducere la următoarea vizită, la următoarea consumație de aici, de la restaurant. Foarte simplu, da? Vii, faci consumație de peste 100 de lei, primești cuponul ăsta din partea ospătarului sau din partea mea și data viitoare, când vii, sau cei care îl primesc de la tine, vor beneficia de o reducere de 20%, asta toată luna ianuarie. Gândiți-vă, 20%, destul de mult, nu? Așa cum scriam și pe site, ar fi păcat să folosiți reducerea asta pentru o cafea și o apă minerală. Așa că cel mai bine ar fi să vă adunați gașca și să folosiți talonul ăsta pentru o masă sănătoasă cu prietenii, da? Cam asta ar fi. În 2011 promit să vă arăt câte o sugestie culinară pe zi aici pe prânzuldincaserolă.ro. Vă aștept pe Facebook, Prânzul din Caserolă. Vă invit să ne urmărim reciproc și pe Twitter, Copolovici. Ăsta sunt eu și pe Twitter, @Copolovici. Și să ne bucurăm de 2011 împreună cu toate bune ale lui pe care trebuie să le aibă el în desagă special puse pentru noi. Ne vedem data viitoare cu noutăți. Pa!